Riches. Sorry? Who is that? Rick and Morty noul sezon! Say hello to my little me! În ah! exclusivitate pe HBO Go. Oh, Buneseara si bun venit la HorrorCast. Un podcast de adumit cu cosimaruri cu moartea si și... viul. Pregătiți-vă pentru paralizie de somn. În <laughs> <laughs> această seară înregistrăm din locul unde fericirea a venit să moară, spitalul de nebuni, criminali, sfântul criminal. Um, parfe dacă vreți să fiți uciși. Ascultați acest episod, 54 de sunt, îți mulțumim patronilor. Mulțumim tuturor celor care nu mai sunt. Sponsorul emisiunii Casa de Magie Negră Belzebut, aflată unde pe strada Batistei 666. La etajul 6, Dragă, la

era momentul să explorăm și chestia asta a, a viselor, a somcastului, partea de coșmaruri și uh, cred că uh, nu o să doarmă oamenii bine pe asta sau o să doarmă și o să ne zică nu mai faceți niciodată chestia asta, dar e o da, eu o parte din experiența de somn. E mai, nu ți se pare că limba moldovenească este mult mai înspăimântătoare decât limba românească corect? Vino un pic să te omor târfă nenorocită ce e. Da, dacă faci și lupul din uh, că capra cu trăiesc cu arce este mult mai Da, durată, exact, scris. este... este. Uite ce trăiesc cu un pic să te mănânc Că ce colții mei ascuțăți Îs pofticioși de sânge Să te mușc, eu aș vrea Să mănânc din carnea ta E dușor, mi te Vreau să mă înfrup din el Din corpul tău de iaduțeal Holy, fuck. Holy crap! Holy crap! Uh, știi cu ce mă gândeam să începem? Cu cea mai scurtă poveste horror din lume. Nu știu dacă o știi uh, și vreau să o stric lungind-o. Bine. Cea mai scurtă poveste din horror din lume este ultimul om din lume stătea singur într-o casă. Deodată a auzit o bătaie la ușă. Oh. Nu? E creepy? Este foarte creepy. Da. Și cum continuăm această poveste? Ultimul om se credea ultimul om. Aici e ai problema. Și până la urmă, dacă stai un pic să te gândești, bătaia la ușă nu e doar sperietură, cât și speranță. Mm -hmm. Este o combinație de spe, înfricoșare cu speranță. Deci el spera să se audă când deschide ușa. Nu de ziua fan-curier v-am adus coletul. Da, poți să te gândești la asta, dar gândește-te că până la urmă, Într-o lume în care există un om, sau dacă ar exista doi oameni, ar mai exista bătaia la ușă? Iată. O mm. întrebare filozofică. Mă mai umbești, mă mai umbești eu, genie. Ideea e că de ce s-ar mai bate la ușă? Deci e clar că nu e cineva la ușă atâta timp cât nu mai există oameni, e, e clar că te duci și intri în casă. Care ar fi cel mai înfricoșător lucru pe care ar putea să-l... Moș Crăciun. Moș Crăciun. Moș Crăciun care pe 25 decembrie să cadă pe hornul casei și să aduc în continuare cadouri, ca atunci să-i dai seama că este, efectiv, este pur și simplu acolo, poți să-ți dai seama că este ceva de la marketing. Și da, și îți aduce un cadou de asta, de nu poți să joci decât în doi, o pistă cu două mașini. <laughs> <ce -ți? laughs> da, este, nu te supăra, frate. <laughs> <laughs> monopoli. Îți <laughs> aduce monopoli, știi, ca să. Da. Uh, cred că și mai creepy ar fi, uh, ultimul om e singur într-o casă, aude o bătaie la ușă, se ridică încet. Se deschide, deschide ușa și era tot el. Wow, da. wow nu? Da, dar aici cred că ar fi boală mentală. Păi, poate să ducă mai păi Aici, aici. Asta, asta zic că dacă e bătaie în ușă, nu e a cuiva, ci este bătaie în ușă a minții a sale. minții sale, da? Și atunci, aici e problema. Sau deschide că... ușa și e moartă și e ce cauți aici? Credeam că știi, ce, ce ar fi foarte, ce drăguț așa să fie să se audă bătaia ușii și să se uite pe vizor să vadă colindători și să nu deschidă. <laughs> <laughs> și, să se audă acolo copiii. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine. Da, că e cu accent moldovenesc chiar nu deschis deschide ușa da, să -aude acolo. hai deschide ușa că nu-ți face nimic lupșorul <sus> Treiesc, cu cuieți, ușa mami oare s-a masturbat cineva? scuza mă că schimb -o okay. la a, faza asta este... a venit șocant și pentru mine oare s-a este... masturbat cineva, a plecat cineva în masturbare vreun bărbat ascultând melodia asta Treies cu cuieț că ce va duce mama vouă lapte în țâță. Și, și de o, acolo să, și, și, te... și, să fie trigger și după aia să zic că, bă, știi ceva? I'm gonna do this. Pentru că mie mi se pare foarte erotic și sexy când vorbește capra despre că le aduce copilor lapte în țăță. Este foarte sexy. Cred că okay. tu ai o problemă de, de, de creier aici. Băi, eu sunt da. sigur că am o problemă. Vreau să te întreb următoarea chestie. Știi vreo poveste horror? Dintre asta ți s-a întâmplat vreo chestie paranormal în viața ta? -ă, Ți-am povestit una foarte horror, asta e pe bune, dar mai am și eu o poveste horror care o spun când uh, mă duc cu... Se întâmplă să fie un, un tuneric, să zicem un foc și vreau să îi înspăimânt pe... Okay. De... Deci, Efectul de foc se da. aude acum, focul, e condal. Aprindem focul, e tot o atmosferă de, de foc, stăm la cort undeva la munte, în jurul nostru e mișto, poate avem și o prăpastie lângă, da, vreo 7-8 metri, totul e frumos. Și uh, încep să zic povestea despre uh, doi copii, unia și aia, care erau orfani, și se îngrijeau singuri, aveau 12-13 ani și mai veneau la ei, la casă, mai veneau unchiul lor și mai avea grijă, le mai ducea una alta de mâncare. Și într-o seară erau singuri, cum s-au obișnuit așa frumos să aibă grijă, așa au făcut, au băgat câteva lemne în sobă și au făcut un ceai, s-au așezat să mănânce ceva, fata era mai mare. Ata avea vreo 15 ani și bă, făcuse atunci ceva mămăligă cu, cu lapte și asta mâncau. Și când s-au așezat la masă, erau și părinții lor la masă, așezați. Să uite la frate, sau frate, s-au înspăimântat. Că știau amândoi că părinții lor sunt morți. Dar iată acum vii și nevătămați. Și să uite la frate și zice, tu vezi? Și s-a dat din cap că da. Ok. Și încep ăștia să mănânce așa la, la masă și mănâncă frumos și după aia încep să-i întrebe. Dar voi unde ați fost plecați? Și ăștia foarte... Voi păi, am fost un pic plecați că am avut ceva treabă și ne-am întors. Noi n-am murit, noi suntem aici vii și nevătămați, dar am fost plecați o perioadă. Că noi știm altă poveste. Noi știm că nu s-a întâmplat asta. <laughs> nu s-a întâmplat asta. Și la un moment dat, băiețelul care stătea așa, își scapă furculița pe jos. Când dă să se aplece pe jos să-și ia furculița, vede că taică în un loc de picioare, are niște copite și două picioare de uh, capră. Da? De țapă. Și are copite și chestii păroase așa. Ia furculița să ridică așa frumos și se uite la taixul. Taixul mânca în continuare nicio problemă. Și se uite la el și zice tata tu ești cumva dracu? m-am căcat ba. pe mine m-am căcat pe mine oamenii de acasă se vor căca pe ei la fel. Foarte bun. Foarte asta bun. este, dar trebuie uh... cumva, deci povestea să fie de groază că asta e filmul celor care Fac filme de groază și așa. Este să creeze cât mai multă tensiune din toate. Creată cât mai multă tensiune, ca după aia să se spargă ca un balon. Da, de da, ce da. Te, spa te sperii un balon? Pentru că umfli mult, mult, mult aer și tot timpul, tu ai așteptarea să se spargă, cu cât se umflă mai mult balonul, cu atât o să fie speritura mai mare. O doctor casă. Mie <laughs> de asta îmi plac, îmi, îmi plac alea, alte poveștile, de horror, în care, tot așa, o replică la final schimbă tot, știi? Da. M-am întâlnit cu bă, 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 băiatul dumneavoastră, bă, mi-a dat fularul ăsta pe care l-a pierdut, să Băiatul meu e mor de 5 ani. Știi, da, exact, alea, da. genul ăla de povești, așa. Ah. Um, ai avut momente de paralizie de somn dintre astea? Da, Explică-mi un pic care e chestia e aia, când ești într-un coșmar din care vrei să scapi, te-ai trezit cumva, îți simți corpul, dar în continuare tu nu poți să ieși din filmul ăla. Deci corpul tău e conștient că e într-un vis, dar nu se poate trezi. Știi? Că genul ăla de moment în care ai vrea să scapi din coșmarul ăsta pe care ai conștientizat că e un coșmar, dar nu poți. Hmm. Pff. Nu, nu, nu l-aș zice că e coșmar, uh -huh. dar aș spune că, într-adevăr, această fază asemănătoare cu Sleep paralysis este când uh, e, e o altă emoție, când e gelozia uh -huh. la mijloc. Nu e sperietura, nu e fricoșarea. Știi? Uite, se întâmplă de multe ori să visez că soția mea calcă strâmp. Și își rupe piciorul. Da, că e încă metaforic strim, da? Nu, 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 adică că mă înșeală. Și mă înșeală cu, cu un om pe care, băi, jur că nu mă așteptam la ăsta. Adică... Bă, Raul, de om. Nu, nu, nici, nici măcar. Cu tine chiar n-aș avea nicio problemă. Dar mă înșeală cu un om care este surprinzător, cu un bărbat care este... Nu-mi vine să cred că genul ăsta de bărbat îți place ție. Deci nu e o problemă neapărat de înșelat, cât e o problemă de cu ăsta frate. Mm -hmm. Adică nu te cunosc. Eu așa am luat-o, de nu te cunosc. Și dar din nu e elea... la modul, Robert Downey Jr., dar de ce n-ai zis mă puneam și eu ceva? Sincer, da. Deci este genul dacă s-ar întâmpla cu o vedetă, mi s-ar părea, frate, spune -mi și mie ca să fii și eu acolo. Vreau și eu să vorbesc cu el. Știi? Și se întâmplă cu deci, un vis dintre ăsta care, în care rămân. Deci o stare în care rămân. Mă visez că mă înșeală și că e nașpa și cu un om total, pare. De ce? Sunt foarte multe stări din astea, de întrebări, de ce, de da, acum, da la 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 Și mă trezesc și în continuare rămân cu starea aia. Nu mi vine să cred că ai făcut asta. Mm. Deși este parte din mintea mea și parc pare, adică seamănă cu această paralizie. Eu am avut uh, episodul, un episod dintre ăsta și mi-e așa un pic rușine pentru că uh, am un rasism internalizat dintre ăsta, ah. o, 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 un rasism subconștient. Povestea era că eram uh, în vis pe undeva pe la colța, pe unde stăteam eu, pe acolo, pe, prin centru. Și cum merg pe stradă, un dom uh, domn mai grăsuț de etnie e mai făcut așa, mai cu de etnie față de crămătă, mai făcută. De etnie mai făcută, mai <gri> copt așa. Etnie făcută, uh, așa. Uh, uh, deci un rom. Uh, rom, da. Uh, nu, nu mai știu ce-mi cere o, ori voia să-mi vândă un telefon ori îmi cere niște bani sau ceva o chestie între astea. Eu îl ignor și trec mai departe și după aia momentul următor este când el îmi pune unul la gură și în momentul ăla intru în starea de paralizie la sun pentru că eu nu pun unul la gură oh eu God. încerc să scap din chestia aia mai în nu, 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 nu mai țin minte dar e, probabil că era și un cuțit la gât implicat și ăla e momentul în care eu m-am trezit, vreau să scap din coșmarul ăsta dar corpul meu doar face chestia asta și așteaptă să să scape ca să se trezească, știi? Și la fel ca tine, rămâi cu, cu un pic de bă, bă, trauma aia post trezire. Ești ok, acum nu vreau să mă mai culc la loc, vreau să stau, să-mi treacă tot ăsta. și că mai poți să faci chestia aia când te, duci într -un, te trezești un pic într-un vis, dacă te culci la loc și te concentrezi, te duci în același vis. Și efectiv trebuie să stau 20 de minute să mă trezesc complet ca să iau de la zero cu somnul. Bă, da, fai de mine. Deci știi care e nebunia la cu toate chestiile astea? Că sunt niște lucruri care sunt în noi de temiri de unde, în subconștient. Mm -hmm. Și genul ăsta de chestii la care ha-ha-ha, mamă, ce vis nebun am avut, sunt niște lucruri pe care am, ar trebui să le înțelegem un pic mai profund. Adică e, eu, eu cred că în continuare noi avem, pentru că suntem niște ființe și te văd și pe tine la modul foarte progresist, de pace, de unitate, de să ne înțelegem cu toții, avem niște momente în care ne dăm seama că nu a, nu e rezolvată încă treaba. Mm -hmm. Eu așa o văd. Eu da. Acum, vorb, serios da, 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 avem niște. Uh, rasism Eu sunt internalizat, un rasism inter, internalizat grav, pentru că am. Pă Pățit niște lucruri pentru că s-au întâmplat niște chestii, pentru că -am, așa am fost educat. Și acum, noi că vrem să fie pace și frumos pe pământ, că am ajuns în punctul ăsta al vârstei, al vieții mm -hmm. și așa, vrem să fie bine. Dar nu avem cum să o facem bine că ne dorim noi asta. Pentru că e dificil. Mm -hmm. E dificil, au rămas niște chestii somatice, nu? Adică da, da, chestii da, da. care au rămân acolo. Eu nu cred că asta e soluția. Hai să nu mai fim rasiști. Eu cred că soluția să nu mai fi rasist este să rezolvi cu oamenii ăștia, să te duci acolo între ei și să te iei la bătaie și la harță cu ei. Eu nu, da? cred că resol... <laughs> okay. Eu nu cred că rezolvarea este... Uite, am pățit-o la un moment dat cu un grup de gabări, să zicem, adică țigani unguri, mm -hmm. cum ar veni. Am pățit-o la un moment dat cu o țeapă cu un acoperiș. Mi-a dat o țeapă mie, unei vecine de mei care erau bătrâni, ne-au văzut proști și ne-au, ei fiind mai mulți acolo, ne-au luat și ne-au zăpăcit. Și eu cred că nu, soluția nu este, băi, și hai să înțelegem că, na, până la urmă e o pătură needucată și care e săracă și așa mai departe. Nu, harță! O chestie pe care am învățat-o după aceea, când am povestit despre această țeapă pe care mi-am luat-o de la, așa, că povestind-o la alți oameni, am ajuns în Târgu Mureș, unde comunitatea de romi e mare. Satele de pe lângă oraș și orașul e plin de astfel de uh, etnii, să zicem. Mm -hmm. Și mi-au zis ăștia, știi care e cultura la ei? Este cine țipă mai tare. Să înțelegi asta. Deci dacă unul vine acolo și țipă mai tare, așa învață că trebuie să se potolească. Ceea ce e n pa, că n face asta. Dar dacă așa funcționează niște oameni, până nu e discuție, trebuie să țip mai tare. Deci dacă vine vreodată, acum ca o chestie, vine cineva și țipă la tine de un, o persoană de etnie romă, soluția ca să rezolvi este țipă mai tare. Ăști... Este... Sunt elicopterele rome care în 2046... De asta, îmi amintește, știi, de serialul acel mai rasist serial pe care l-am găsit gândit noi vreodată într-un turneu? cu uh, niște o familie de rom care a trăit în Suedia, s-au aclimatizat la tot uh, contextul social, au crescut copiii acolo și se da. întorc în satul lor acolo. Încearcă să facă toate astea. Nu te supăra cine. poți să dai un pic muzica mai încet? Că ne vine și fumul de la grătar. Oh! Da. Bă, da, deci eu, această discuție oricum e complicată despre da. rasism. Mm -hmm. Noi avem un rasism mic. Asta încă nu. e și singura mea obiecție cumva la tot curentul ăsta, că într-adevăr noi în mod conștient trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a limita, nu știu, atitudinile noastre negative față de da. etniile defavorizate, față de, nu știu, minoritățile sexuale, dar în același timp e Parcă există o completă lipsă de înțelegere de a faptului că noi am fost crescuți în complet alt mediu, cu o complet alte viziune exact, și cu, cu mea. mai mult unii dintre noi, și ție pere, spun că ți-a furat o, și te-a bătut un rom -au, când era mic. Da, m-au furat, erau foarte scandalagii, erau deci puși numai pe harță și pe uh -huh. uh, scandal și furat și așa mai departe. Eu înțeleg că era și sărăcia acolo implicată. Adică nu știu, nu, nu, da. nu știu cum a fost cursul Vieții uh -huh. lor de generații și generații. Dar asta am trăit, adică nu am cum să înțeleg asta. Da, nu să înțeleg ce putem noi total. să facem da. este fix chestia asta. Este să vedem indivizii ca indivizi și să nu vedem asta atribuită comunității. Deși, uneori, comunitățile funcționează pe. Bașca, sunt o grămadă de unii oameni care cu statut social înalt. Care pă, pă, altfel se comportă cu, mm. cu pă, etniile și cu minoritățile, știi? Mm. Adică vin acolo și știu cum să facă. Deci, înțelegi, noi suntem eu, asta de mijloc care vrea să comunice, vrea vreau să, 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 să ajute dau una pe Reversul. reversul. Uh, toată lumea zice, unde sunt mă, romii ăștia care sunt la muncă, că eu nu-i văd decât uh, la furat și așa. Ei, îți spun eu unde sunt. Sunt noaptea când se măture străzile sunt în bucătăriile care îți fac mâncarea da. sunt în locuri ei sunt ascunși toți cei care muncesc și care fac un trai cinstit și se chinuie pentru chestiile exact. astea și nu sunt ei foarte sunt ascunși tare. și tu nu îi vezi și normal că tu îi vezi doar pe ăla care pe, care exact. fierul vechi sau care pă, e pus pe combinații și pe, tocmai pentru că așa se creează bias-ul ăsta pă, adult nu pă, ăla foarte pă, așa. tare știi? se creează chestia asta chiar mi se pare că la comics mi se pare incredibil cum pă, toată lumea acolo în față vede comedianții vede pă, 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 Chelnerii văd așa. Dar dacă duci în bucătărie, sunt niște femei foarte harnice de nie care sunt acolo și ele țin toată aia, că se ocupă și de baie și de curățenie și de toate chestiile astea, știi? Și pentru chestia asta, aici e marea problemă a lui pentru că tu tot timpul vorbești despre lucrurile pe care le vezi și pentru că îți sară în evidență lucrurile pe care cumva ai o predispoziție să le gândești. Cum Ea. am și cu Hyundai Accentul și văd to peste tot Hyundai Accent, știi? Exact. Asta e, asta e marea problemă. -a, a, a, ai făcut o chestie foarte bună, și păcat că nu. Ce episod ciudat de, de, da. de SongCast. Dar este despre, despre coșmarurile, până la urmă, societății. Mm -hmm. Despre a nu vedea, adică a vedea partea nasoală a lucrurilor. Astea pe care vreți o că anumite minorități se ocupă doar cu asta, că asta fac, doar să înșele, să fure, să spuse numai pe pă, combinații și așa. Când foarte mulți oameni muncesc foarte din greu, mm -hmm. în locuri nevăzute și sunt ascunse. Da, asta e o chestie foarte faină că ai punctat treaba asta și sper că în momentul în care tu, dacă asculti, Exact cum ai zis tu, că e să vezi Hyundai Accent de când ai Hyundai Accent, de acum să vezi cât de mult muncesc cu oamenii ăștia. Mm. ascultătorule. îți mulțumim pentru faza asta. Da. Și, și e să vezi, să vezi oamenii... Pentru că ei muncesc când tu dori. Ei muncesc când pă, tu stai și te relaxezi. Ei muncesc când ție-ți e bine, cumva, lucrurile da, astea. Da, și de... muncesc mult și tocmai trebuie să înțelegem chestia asta. Și Pute, o discuție uh... foarte tare. Era discuția pe, pe, cu Gelu Duminică. Nu știu dacă îl știi. Sociolog. Eu știu, că e cu Bogdan. Cu Bogdan mă ele, că în podcast cu Bogdan, Mi se pare că are și un podcast de el, un sociolog da, și gel, e foarte de, des vine lumea la el și efectiv îi cere socoteală pentru ce a făcut nu știu ce rom. Și avea exemplu Țăndăreiului, unde sunt într-adevăr da. acele multe case, pe oameni care sunt uh, investigați pentru rețele de trafic de uh, oribile, lucruri oribile, da? De uh, copii, de uh, așa. E, și toată lumea arată spre, cu degetul spre acele câteva familii care au casele drum. E, ce nu se știe e că în 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 ăla e un cartier întreg de rom foarte săraci, care nu numai că sunt uh, marginalizați, uh, da? nu au acces, dar de multe ori sunt și victimele acestor femei, familii mai bogate. Da, și, exact. Și, uh, și am fost acolo. Și apropo, este, am fost acolo că e uh, Gojira e de acolo. Da? Și uh, a zis, bă, trebuie să vedeți țăndăreiul. Am fost la un bălci acolo. Mm. Este, e o lume. Dacă, dacă tu ai impresia că lumea asta e într-un fel, du-te un pic, nu știu, habar n-am ce impresie ai despre lumea asta. Du-te un pic în țândărei, pentru că e minus cu plus. Adică ai un, un ferare acolo care se plimbă pe strada principală și niște străzi mai încolo copii care beau din bălți. În pielea goală. Deci este e sărăcia Africii din videoclipurile lui Michael Jackson cu bogăția din, de la Santrope, tropez Habarnam. Deci este, este, este e așa un, un curcubeu de, 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 un curcubeu social. Acum, să dacă să zicem că l-aș avea copil pe micul Raul, care i s-a furat șapca, e, e zice o chestie care, probabil, că pe el l-are nevoie foarte. Ce ai, frate? Poate lui îi plăcea mai mult șapca aia. Era, el chiar nu avea bani să-și ia șapca aia. Lasă că ți-ai o altă șapcă, îl fix la fel. Da. Știu că experiența a fost traumatizantă, așa, dar totuși, te o trecut de șapcă. Hai să-ți mai zic o treabă că ne-am dus acolo. Asta e episodul ăsta, așa se întâmplă, Nu, să ce să faci. Vine un tip, apropo de inegalitatea asta a veniturilor și așa. Vine un domn, se vede pe fața lui că nu... Nu-i <laughs> fericit. Mm -hmm. Nu are fericire. Adică nu vrea să facă niște bani să se susțină. Și are niște avioane făcute din lemn. Da, deci chestii dintre astea, avioane din lemn le vinde în intersecție în piața Victorie vis-a-vis -vis de guvern. Stau cu mașina acolo și zic, bă, hai să luăm și noi un avion din ăsta pentru copii și le ajutăm și pe omul ăsta. Eu în capul meu stabilesc un preț. Prețul, cum cred eu care ar trebui să coste acea? 20 de lei. De ce? Pentru că sărăcia naște idee de bani puțini. Da, da. Deci, când îl văd sărac, ăsta nu are cum să ceară mai mulți bani, că e sărac. Și mi-a venit să-i zic maxim 20 de lei. Deci, din punctul meu de vedere, toată munca și viața, tot ce a făcut el, da, sau da. indiferent, dar s-a dus undeva în altă parte să adune, mai, să ia cumpere de la altul care le construiește și a făcut un fel de stoc dintre ăsta. Eu, în capul meu, am stabilit, văzându sărac, 20 de lei. Da? Și uh, uh, vorbeam la telefon în momentul respectiv prin Bluetooth în mașină, și n-am mai putut să mai gestionez toată treaba. Și zic, du-te la soție, că du-te la soția mea că zăia. Și coboară soția geamul, zice 50 de lei. În capul meu, deodată, a fost o revoltă. Săracule! Cum să ceri așa de mulți bani pe chestia asta care nu face, din punctul meu de vedere, al minții și relaționat cu financiarul așa, cum să fac asta 50 de lei? E țeapă. Și ce să faci tu cu 50 de lei? Tu trebuie să rămâi la nivelul de sărăcie. Și uh, dă voie să spun, bro, dacă te duceai într-un boutique store pe calea victoriei și acest Băi, 180 de lei? Om, da. Cu ai cât a muncit lumea, omul ăla, să-l fac așa. Ce, Ce craft mă da, 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 da. Deci nici nu m-am uitat, dar este o idee, ți-am zis, e o idee de sărăcie așa care se imprimă și când îmi zice 50 de lei, să uit, mă uit și am zis, bă frate, eu am numai 20 de lei mărunt și dă 50 de lei soția mea de 50 de lei ăstuia, iau avionul, mă uit la el, în, bine, în timp ce conduc și așa mașina aia cu deci de mii de euro pe care o conduc, mă uit la toată treaba asta și mă învinovățesc. Atât de stupid, bă, omul ăsta stă pe stradă, nu are un magazin, indiferent de unde, ce și cum a gândit această, Construcții financiară, această inginerie financiară de 50 de lei, merită mai mult să-i dai, pentru că. Dar, înțelegi de ce e un sistem al minții da, da, da. format care trebuie de fiecare dată bătut asta, în cap? iluzia uh, meritului pe care o avem E o avem iluzia noi, meritului. Da? Dacă totul, bă, omul ăsta, uite-te la el, merită să îi dai. De asta, schemul ăla cu omul care vine cu cheile de la Gagica, care vine cu la BMW îmbrăcată super bine, funcționează mai bine decât săracul care cere 20 de lei, știi? Și la fel mi-a zis cineva bă, în televiziune, mi-a zis bă, știi care faza? Dacă e par sărac, nu o să-ți vină bani. Dacă par bogat, o să vină bani. Meni, asta, asta, e, asta exact. e mediul înconjurător. Asta, așa se combină lucrurile, între sărăcie și bogăție. Par bogat, vin banii. Par, bă, ești sărac, par sărac, nu o să vină banii. Deci, cam asta e filmul. Filmul este despre legea atracției. Unde te duci? Dar nu e corect. Da, dar nu e, nu, nu e corect. Nu, măcar nu cred că e despre legea, e despre legea percepției cumva. Legea percepției, de, da. Despre cum uh, uh, ni se uh, dă uh, ideea de valoare, tocmai prin faptul că um, omul ăsta pare că va lua acei bani și nu i va cheltui pe băutură și pe asta îi va cheltui pe. va investi într-un fond și va face mai mulți bani. Da, banii. și mai ales că știi ce ne-a zis, cât costă avionul? 50 de lei, dar să știți că e făcut cu suflet. Băi, băi, Sufletul băi, tău, bă. băi, 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 aici mi s-a părut așa un pic de vânzare de suflet, pentru că știu că ai făcut-o, dar să spui asta pentru 50 de lei. Dă-mi voie să fac, fac o mică, mică paranteză. Deci, am, am pe grupul lui, ăsta lui, cum îl cheamă, Gojira cu la podcastul lor. Da. Un băiat a scris următoarea chestie. De vreo câțiva ani încoace ne scufundăm rău de tot din cauza rahaturilor ăsta gen politic corect, cancel culture, LGBTQ. O să ajunge să ne fie frică să vorbim de teamă că unul și altul se simte lezat, bacă el o ia, bacă ăla e homo, bacă ăla e bulldozer. De ajuns, frate, o să ajungem în ritmul ăsta mai rău ca pe vremea aia, când trebuia să ai grijă ce vorbești pentru că astfel te să-l Mi mă trigger e foarte mult chestiile astea, da, da. pentru că nu există nici un singur om care a fost, nu știu, amendat sau săltat pentru că a zis ceva. Poate sunt oameni care au pierdut bani pentru că au fost sancționați de societate sau Pui a pierdut contractul la chips, că a zis că așa, știi? Dar nimeni nu a fost săltat vreodată de poliție pentru că nimeni nu a pățit, ori invers, oameni care au declarat că sunt gay sau așa, sunt în continuare arestați, bătuți p -p -p și se întâmplă lucruri oribile. Deci da. balansul de putere e clar în echilibru. Și eu i-am răspuns următoarea chestie, pentru că n avea chef să-i dau uh, un răspuns nuanțat, a zis, i-am zis, și toate astea pe doar pentru că tu vrei să suci pula. Da. Și el a zis, te-ai atacat, Meltene. Și am zis, pe de altă parte, nu eu sunt la care nu mai poze cu bărbați la profil. Și el, în continuare, nu mă cobor la nivelul tău cu discuția asta, ești mic, ești tare mic. Și i-am zis, măcar nu sunt. Am dat-o foarte uh, homofob. Și după aia a venit cineva foarte bine și a zis așa. E homofob, mie, e homofob, transfob sau de ce nu sunt. Nu, sunt doar top, eu dau la sub. Țeapă! <laughs> <laughs> și am jucat uh, și cartea homofobiei, dar și uh, progresistă în același timp. A fost, da. fost uh, M-am coborât la nivelul lui și l-am bătut. Uh... Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, observ că ăsta este un, ăsta e un fel de comunicare acum. Mm -hmm. Și cum uh, ne-am chinuit niște ani, mulți, mulți, foarte mulți! mulți sute de ani, mii de ani, să ajungem să comunicăm prin cuvinte, să avem să purtăm un dialog, să ne așa. Acum văd că într adevăr ăsta e un nou stil de dialog, pentru că deși nu e neapărat uh, cum să zic eu, e un dialog care poate fi foarte violent. Genul ăsta de dialog față în față ajunge cu fizic, da. se întâmplă o bătaie, Se întâmplă, cineva păruiește pe cineva, da. cineva dă undeva. Faptul că sunt separați se poate duce foarte departe. Asta e partea mișto. Eu așa o văd. Asta Multe parte... crime au fost evitate din Multe căl... crime au fost evitate. Deci, un dialog din bird, <laughs> dintr-un da, bird, făcut așa, era n Nai ce să faci? N -am, cum, n, -am cum să te, n am cum să te omor. Dar ei, își, deci până la urmă e o parte foarte bună că genul ăsta de hate și de uh, râcă într-un dialog se poate întâmpla uh, distanțați. E Incredibil cum am început episodul ăsta cu horror și ne-am dus pe panta, nu știu, înțelegerii și da. a un episod horror păi, eșuat. Nu e, e. nu e, pentru că în mare parte coșmarul, coșmarul este o, o soluție.